Bună seara, stimați cetățeni! Mă numesc Maria Cibric, sunt șef adjunct al Departamentului Finanțe din cadrul Partidului Acasă Construim Europa. N-am să vă răpesc mult din timp, însă vreau să abordăm un subiect pe cât de actual, pe atât de dureros pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Este vorba despre acordul privind ajutorul financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro acordat de între România și Republica Moldova, acordat în aprilie 2010 și care și-a încetat valabilitatea ieri, 28 martie 2021. Deci, mai întâi de toate, vreau să dau citire unui fragment din comunicatul de presă al Ministerului Afacerilor Externe de la București, unde se precizează că împrumutul nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro acordat de România a urmărit îmbunătățirea vieții tuturor cetățenilor Republicii Moldova în consonanță cu obiectivele parteneriatului strategic între România și Republica Moldova pentru integrarea europeană a Republicii Moldova încheiată la Iași în aprilie 2010. Timp de peste un deceniu, acordul a permis finanțarea de către România unor proiecte emblematice, cum ar fi reabilitarea și modernizarea peste 1000 de grădinițe și instituții școlare din Republica Moldova, sau asigurarea unei contribuții la dezvoltarea gazoductului Iași-Chișinău, proiect strategic de interconectare energetică între România și Republica Moldova. România a depus eforturi susținute pentru îmbunătățirea și extinderea aplicării acordului, demersuri care se reflectă în elaborarea și intrarea în vigoare a 5 protocoale adiționale. Deci, într-o perioadă de criză profundă, Republica Moldova pierde pe loc drept peste 60 de milioane de euro, rămași nevalorificați, de care urma să beneficieze în cadrul acestui acord. Bineînțeles că acest lucru s-a întâmplat din cauza că guvernul de la Chișinău a refuzat să semneze cel de-al șaselea protocol adițional necesar pentru extinderea acordului. Protocolul 6 conținea și o serie de elemente suplimentare propuse din partea română, care odată asumată de guvernul de la Chișinău, ar fi fost de natură să sprijine procesul european al Republicii Moldova cu respectarea principiilor democratice ale statului de drept, cu accent pe reformă în domeniul justiției, de acordarea condițiilor pentru consolidarea și protejarea prezenței investiționale a României în Republica Moldova. Mai întâi, guvernul Chicu a refuzat semnarea acestui acord, acestui protocol, mai bine spus, propus de partea română la începutul lui noiembrie 2020. Nici actualul guvern în exercițiu nu a întreprins suficiente măsuri pentru a păstra acordul, invocând, desigur, lipsa sprijinului din partea Parlamentului. Eu cred că nu trebuie să fim mari specialiști aici ca să ne dăm seama că instabilitatea politică joacă un rol negativ în toate aceste situații și se preconizează că vom pierde și cele 500 de milioane de dolari care urmează să vină din partea FMI, Fondului Monetar Internațional. Acest lucru demonstrează încă o dată incompetența actualei clase politice, care urmăresc doar interese personale și de grup, și este clar că nu au niciun interes pentru a ajuta cetățenii. Noi considerăm că unica soluție ar fi să reluăm discuțiile cu partea română pentru un nou program de asistență, însă pentru asta avem nevoie să fie declanșate alegerile parlamentare anticipate, cu pace, în noul parlament, astfel încât să susținem acest program și multe alte programe în favoarea cetățenilor. Eu vă mulțumesc mult pentru atenție și vă doresc sănătate și o seară frumoasă!